Salutare tuturor! Astăzi vă salut din orașul Sinop. Este cel mai nordic oraș al Turciei și se află pe partea de sud a țărmului Mării Negre. Acest oraș este supranumit și orașul fericirii datorită filozofului grec Diogene, care este considerat părintele cinismului și legenda spune că la un moment dat a fost vizitat de Alexandru cel Mare, care i-a promis că îi va îndeplini orice dorință. Ce credeți că i-a spus Diogene în acel moment? Să se dea la o parte că îi face umbră. Deci omul era super, super tare. Vreau să vă arăt hotelul, camera de hotel pe care am închiriat-o. Am plătit 19 euro pe noapte. Se află fix în port, deci este foarte, foarte aproape de centru și sincer, nu mă așteptam să arate așa de bine. Aceasta este intrarea. Aici avem o baie. Nu este foarte mare, dar credeți-mă, este foarte curată, nu miroase, nu nimic. Câteva lucruri, săpun, gel de duș și alte chestii. Pe internet arăta foarte mic apartamentul ăsta. Eu am crezut că e o cameră. Și când am intrat, e de fapt un apartament. Laptopul. Singurul dezavantaj, pot spune, e că netul e praf. Deci am stat o oră jumătate să încarc vlogul, nici acolo nu l-am reușit. Mersi mult, Cristi, pentru blestemele pe care mi le-ai făcut, pentru toată magia asta neagră. Proastă era lumea, mă auzi, credeam toate ele în farmece, în vrăjitorii, în descântece. Lasă că mai sunt unii și acum care nu seamănă porumbul până nu cântă cucu să-i tai, auzi, până nu cântă cucu. Ca și cum la adică le-ar ține cucul de foame, știi? Așa. Zonă de mâncare. Văd că e și un aragaz, hotă, frigider, congelator. Ia să vedem, avem ceva în congelator. Aer rece. Da, aici o zonă de mâncare. O dita-i canapeaua. Priveliștea nu e ea cine știe ce. Nu știu dacă se vede marea. Arăt imediat. Uitați unde e portul. Deci e foarte, foarte aproape. Pe aici este o zonă cu baruri. Așa. Iar aici este dormitorul. E ditai dormitor. Două paturi le-am lipit eu ca să dorm liniștit. Un dressing. Deci puteți să veniți aici și să stați liniștiți o săptămână, aveți de toate. L-am închiriat de pe Odamax, se numește site-ul. Și, dacă vă vine să credeți sau nu, aceasta este cea mai ieftină cazare pe care am găsit-o. Deci era prima, am dat sort price low to high și această cazare este prima care mi-a apărut. I-am sunat, i-am întrebat dacă fac o reducere în cazul în care rezerv direct cu ei și nu prin Odamax. Au zis că nu, ăsta e prețul cel mai mic, dar sincer, pentru 19 euro arată foarte, foarte ok. Acum, voi să-mi spuneți, merită 19 euro, nu merită? Sincer, eu zic că merită. Bine, lăsăm la o parte că vin din Thailanda, unde cazările sunt mult, mult, mult mai ieftine. Eu zic că pentru banii ăștia e chiar ok. Am vrut să vă arăt mai de aproape portul. E la doi pași. Dacă mă chinui, îmi iau avânt și sar direct în barc. Da. Fuck. Cea mai mare problemă pe care o întâmpini în momentul în care călătorești cum o fac eu, adică backpacking, și nu te bazezi pe o mașină sau pe un scooter, este că în momentul în care ajungi aici nu prea e cum să ajungi la locație, pentru că majoritatea locurilor sunt undeva la 7, 10, chiar 40 de kilometri distanță față de locul în care mă aflu și e destul de greu să ajungi la ele. Dar azi dimineața am ieșit să văd dacă reușesc să închiriez un scooter și când se uită lumea la mine în momentul în care merg și vorbesc cu camera, da, ciudat pentru ei, pentru mine nu mai este la fel de ciudat.
Așa, ziceam că am ieșit de dimineață să caut un scooter, pentru că la mașină nici nu mă pot apropia. Sunt prețuri de 70 de euro pe zi și îmi depășește cu mult bugetul. Și am zis, hai să mă reorientez către un scooter. Am găsit un loc în care se închiriază, dar sub 70 de lei nu a vrut să negocieze. Tot încercam 50, hai 50. Nu a vrut. Și, mamă, da, bate lumina asta foarte nașpa. În fine, nu a vrut. M-am făcut că plec. Până la urmă a zis, hai 65. Și am zis, nu, lasă că mă mai gândesc și te anunț. Am luat numărul de telefon, dar sincer, după ce am închiriat în Thailanda, bine, nu se compară Thailanda, hai să trec de bă ăsta cu trotineta asta, nu se poate compara cu Thailanda, prețurile din Thailanda, dar oricum, să dau 70 de lei pentru câteva ore cu scooterul, nu prea îmi convine. Așa că pentru a ajunge la locația de astăzi, m-am gândit să fac un alt lucru. O să iau un microbus, același microbus care m-a dus de la autogară în oraș, pentru că am văzut pe internet că locația este foarte aproape de autogară, undeva la vreo 20 de minute de mers pe jos, și am zis, dacă tot se poate, de ce nu? Costul biletului este de 3 lire față de 70. Bine, scooterul îți oferă o mobilitate mult mai bună, dar dacă depășește bugetul, n-am ce să fac. Deci, luăm microbuzul. Drumul este de 15 minute plus încă 20 de minute de mers pe jos. O să fie totul ok. Singura problemă e că e foarte cald. Va trebui să-mi iau și eu o sticlă de apă, pentru că nu mai vreau să mai plec așa pe uscat. Înainte de a intra în oraș, vedeți aici orașul, aici vedeți Sinop Castle, o să vedeți statuia cu Diogene, filozoful de care vă ziceam mai devreme. I-au ridicat oamenii o statuie. Se spune că la un moment dat a rămas fără casă și locuia într-un butoi. Și în fiecare zi îi lua la mișto pe toți cei care treceau pe lângă el pentru stilul de viață pe care îl adoptaseră cei din societate. Uite și Dacia, frate! Băi, ești nebun! Dacia... Renault Toros. Așa se numește, deci nu e Dacia asta. Carcasa de Dacia, dar cu un alt nume. Trebuie să merg până undeva pe aici pentru a lua microbuzul, pentru că vine în momentul, pentru că în momentul în care vii pe aici, dar când pleci pe partea cealaltă. Este o altă stradă în această zonă. Ia să vă arăt. Uitați. Și peste tot se văd ruinele fostului castel. Sunt și ceva plaje. Nu este la fel de plin ca în celelalte, ca în Amastra, de exemplu. N-am nimic cu oamenii de aici, din această locație și din aceste zone, dar îi duce greu capul, frate. Deci îi duce foarte, foarte greu. Sunt în autogară, am venit să-mi iau biletul pentru că mâine plec într-un alt oraș, se numește Samsun, și am venit, le-am zis, vreau bilet pentru mâine dimineață, i-am întrebat la ce oră, au zis că la ora 3. Mi se părea ciudat pentru că lângă era un semn și aveai dus, din ce am făcut eu, am folosit Google Translate, dus și aveai mai multe ore, adică aveai la 6, la 7, din oră în oră și întors la fel. Și mi se părea foarte, foarte ciudat. Am zis, ok, la 3, dăm la 3. I-am plătit, i-am dat tot ce era de dat, bulet, pașaport și număr de telefon. Mi-a dat biletul și am dat să plec. Și îmi zice la nu, că trebuie să te duci aici. Și zic eu, păi, dar nu acum, mâine. Când mă uit pe bilet, ce credeți? Îmi pusese data de azi.
trebuia să plec astăzi, acum, adică în 10 minute, trebuia să plec către Samsung. Noroc că m-am uitat și pe bilet și norocul meu a fost că domnul respectiv mi-a făcut semn să mă duc la autobuz. Băi, deci și cu Google Translate, frate, i-am arătat, i-am scris mâine dimineață, frumos, din română, în turcește. Deci i-am dat tot. Nu a înțeles băiatul ăla că eu am nevoie de autobuz pentru mâine și nu pentru azi. Și după aceea tot el era ăla nervos și dădea pe tastatura aia, bum, bum, așa se auzea când dădea. A încercat să-mi bage din nou datele. În fine, greu cu ăștia. Vă pot spune că în momentul actual, aici, în Turcia, am mai multe probleme cu engleza decât am avut în 11 luni în Asia. Deci n-am avut în Laos, n-am avut în Myanmar, în Thailanda. Nu am avut atât de multe probleme cu limba engleză câte am aici. Deci în 4 zile, 4-5 zile, na. Da, asta e. Trist. Locația unde vă voi duce astăzi este fix aici, în spatele meu, Sinop Prison, închisoarea istorică din orașul Sinop. A fost supranumită și Alcatrazul Turciei, deoarece, datorită poziției pe care o avea, era foarte, foarte dificil să reușești să scapi, să evadezi din acest loc. Sunt curios să văd cât costă intrarea. 12 muzeu, bilet, Sinop Historical, 60 cred că e. Hello, for the prison, how much is the ticket? 12 lira. 12 lira, ok. One, please. Ai și un muzeu, cart 60 de... Deci, ăsta e biletul, vă arăt imediat. Văd că nu mi-l ia nimeni. Așa arată biletul. Este și un, cum îi zice, muzeu prin apropiere, dar eu mi-am cumpărat biletul doar pentru închisoare, pentru că doar asta m-a interesat. A început să fie folosită în 1887, cred că. Aici e toaletă. Toaletă? Sau? Se poate vrema. Hello? This one? Where? Așa, domnul. There? Ok, thank you. Băi, deci nici nu știu pe unde sunt. Dungeon, uite pe aici. Hai să trec invers, ca să vedeți și voi. Înainte de a fi închisoare, era un bastion. Nu știu cât de bine să se vadă, pentru că e destul de întuneric, dar nu se vede nimic. Uite că ușor. Aici era o pivniță. Hai să ieșim. Restricted social visit room. Ce tare. Aici veneai și stăteai de vorbă cu deținutul. Tu stăteai în acest spațiu și deținutul stătea aici. Și vorbeați prin gratiile astea. Uitați. Acum nu mai sunt. Uite că au rămas aici gratii. Nu știu de cine au fost rupte, vandalizate, dar ia să vedem pe partea cealaltă cum arată. În 1887 a început să fie folosită ca închisoare această parte a fortăreței. Aici nu mai e nimic. Uite ce trebuie să-mi dăm mișoare. Ce tare. Ia să vedem pe partea asta. Bă, dar pe unde intrau? Uite-o. Pe aici veneau deținuții și erau băgați fiecare în câte o...
câte un spațiu din acesta, cămăruță și stăteai de vorbă, ok. Ăștia? Cred că poate să intră? Da, uite. Curte în interior. Cam așa arată închisoarea. Vedeți. Toate zidurile și v-am zis din cauza poziției, pentru că era încercuită de mare, era destul de greu să evadezi. Plus că umiditatea făcea ca și aprinderea, simpla aprindere a unui chibrit să fie aproape imposibilă. Adineori eram pe partea aceea, acum suntem pe partea asta, văd ce tare. Drăguț. Da. Viața destul de grea a deținuților. În 1997 s-a făcut o altă închisoare și toți deținuții au fost transferați acolo. Uite, ia stai să bag camera pe aici. Cam așa arată o celulă. O grămadă de... Aici probabil era camera directorului. Zidurile, ca și grosime, au undeva la 3 metri. Înălțimea lor este undeva la vreo 10 metri și totodată în diferite puncte ale cetății sunt bastioanele acelea, turnurile înalte, de unde erai supravegheat 24 de ore din 24. În celule de obicei aveai o singură saltea. Vedeți și acum sunt e sârma ghimpată. După 1997 li s-a dat deținuților li s-a dat posibilitatea să se apuce de treabă în ghilimele, adică să facă fel și fel de coliere, brățări și astfel își mai recuperau și mai primeau și ceva bănuți. Aici este hamamul. Baia unde de obicei deținuții se spălau. Pentru cei care au fost într-un hamam știu cum arată, aici e destul de spartan. Aceste e doar pentru deținuți. Domnișoarele cred că mă urmăresc. Uitați. Veneai frumos, aveai apă și te spălai. Pac, pac, pac. Vedeți ce? Aici cred că e un puț, ia să vedem. Că nu prea ai acces. No. Ce se vede aici? Apă. În această închisoare au fost încarcerate și câteva persoane ce făceau parte din categoria intelectualilor și, din câte am înțeles, unii dintre ei chiar au scris poeme și au făcut melodii care, imediat ce au fost lansate, au făcut furor și au devenit virale pe internet. Nu, glumesc. Au devenit unele dintre cele mai faimoase opere din acea vreme. Aici se văd celulele. Deci aici aveai celula și aici aveai podonul care te urmărea cu pușca, cu pușcociu. Aici erau celulele. Sau tot, nu, tot astea de izolare, dacă nu erai cu minte. Uite.
Cam așa arată. A, aici aveai budă, aveai toaleta și tu dormeai în colțul ăsta. Nu știu acum dacă și în zilele noastre mai există astfel de locuri. Sau dacă în închisorile din România sunt astfel de condiții. Bănuiesc că nu. Uite, ce e aici? Celulă? Exact aceeași chestie. Și aici aveai doar un pic de lumină care trece. Dar bănuiesc că aceste găuri erau acoperite ca să te lase într-o beznă totală. Mama, astea sunt și mai mici și nebun. Uitați aici cât e. Adică, deci era ușa și tu stăteai aici. Mamă, și asta e și mai mică, ești nebun? Uitați cât e asta. Atât, un metru pe un metru. Aici cred că erau băgați ăștia răi. În celulele în care au stat cei care au scris sau cei care au făcut melodii, se aude muzică sau sunt amenajate altfel. Aici era fița fițelor deja. Da? Se poate auzi pe fundal muzică. Uite, zicea cineva că nu se putea evada, ia uite. Sunt curios să văd cum arată acolo unde era muzica aia. Da, aici. Ia uite. Deci pe astfel de băncuțe se dormea. Și aici stătea Sabahattin Ali. Uitați. Avea un dulapior și pat. Deci aici avea pat, dacă vine să credeți. Cam așa arată. Și el e domnul. Parcă venim de atât după răsuri de ilde. Nu sunt. Uite și autobuzul cu care erau aduși deținuții. Prisoner transport. Se vede că e mai nou, mult mai nou. Asta e din anii 90. Iar asta e clădirea pe care o vedeți de obicei când scrieți Sinop Historical Prison. Pentru cei dintre voi care aveau de gând să facă un gest necugetat, sper că acest vlog v-a determinat să nu o faceți. O să încheiem aici, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un coment și să apăsați pe butonul de subscribe de aici pentru a nu pierde următoarele mele aventuri din Turcia. De asemenea, dacă vreți să stăm de vorbă, mă găsiți pe Instagram Travelobit. Pentru cei care nu au Instagram, mă pot găsi pe Facebook, Travelobit, pagina oficială, și Medinabit, pagina personală. O chestie pe care mi-am amintit-o, nu uitați să apăsați pe clopoțel. Pentru că făcând acest lucru, o să primiți notificările mult mai repede și o să vedeți vlogurile Travelobit înaintea multor persoane. Așa că dacă vreți să fiți printre primii, apăsați acolo pe clopoțel. Iar mie nu rămâne să vă spun decât ca în fiecare seară, așa din umbră, Les Travelobit.